Este totul înghețat afară. Neața! Aseară am adormit ca... Ca ce? O comparație, vreau o comparație. Am adormit ca un... Ca un leneș. Lamantin. Ca un lamantin, auzi. De ce? Lamantinii adorm așa, repede? Lamantinii... Ca un narcoleptic. Am adormit ca un narcoleptic. Dar stai niște că ți-am făcut eu încheierea, tu încă nu știi. Mi-ai făcut încheierea? Eu chiar mă gândeam că n-am nicio încheiere și mă simțeam prost. Aaa, nu-mi place să putea să nu fie încheierea care îți place ție, dar... Aaa, ai zis prostii multe? Nu ne-ai zis prostii multe. Păi ce drăguț din partea ta. Foarte, foarte puțin, un număr extrem de limitat de prostii. Maxim 5? Maxim 6. Aaa. Maxim 6 cai. Drăguț de tine. Pentru că azi plecăm la munte, la ziua unui prieten. A trebuit să mă pun de vreme să termin de editat transformarea dormitorului, care acum este gata, i-am dat upload, urmează să fac thumbnail-ul, descrierea, titlul, la, și să o postez ca să apară asta la prânz și să apară vlogul de seară. Și acum mă pun să editez vlogul, între timp cât s-a randat cel cu dormitorul, m-am spălat și pe cap, că de-aia arăt acum ca o băbuță care vrea să mă ghicească în cafea și cu ochelari și cu tot. Țin un pic să se absorbă acolo umezeala, nova sare după acel umeraș. De ce faci asta? Asta e petrecute, nu s-a făcut mai mare decât credeam că se va face, în schimb am aici un al doilea cap, nu știu care-i treaba, de fapt știu care-i treaba. În ultima săptămână am mâncat foarte multe dulciuri, pentru că na, perioada sărbătorilor, mai primești niște ciocolată, niște bomboane, una alta și am cam exagerat și din cauza zahărului a crescut și inflamația. Da, o să se refac, nu fac griji. Hai să mă pun acum să editez treaba asta. Doamne, e foarte amuzantă Nova acolo, cum sare ea după ăla. Dar n-am timp să mă uit la ea. Gata. Îmi pun clipurile și mă apuc să le editez. Vreau să încerc creionul de buze de ieri, cât mi se încarcă astea, că nu știu de ce se mișcă mai greu. Și sunt curioasă cum arată. E destul de dur, așa, nu e el... Chiar moale și cremos cum așteptam, dar culoarea pare că e fix culoarea buzelor mele, nu știu de unde l-am aplicat. Gata, am umplut și buza de jos. Deci culoarea de sus e buza mea normală și culoarea de jos este doar cu creion, toată, nu contur. Deci seamănă foarte mult cu buzele mele. Îmi place, e o culoare drăguță. Acum sunt și mai băbuță. Mă gândeam până plecăm spre Pucioasa și ziua de naștere și toate cele să vorbim un pic despre cărți, pentru că am văzut că mai multe dintre voi sunteți interesate de treaba asta și m-ați rugat să vorbesc despre ce cărți am mai citit sau ce vreau să citesc, ce cărți îmi plac, chestii de genul ăsta. Stați un pic, că mi-a pornit aici un video. Așa. Hai să profit de ocazia asta, că tot e o zi mai relaxată astăzi și nu o să facem mare lucru. Și la petrecere acolo probabil că nu o să filmez foarte mult fiind ziua de naștere. Așa că o să intru în contul meu de Goodreads. Pe care nu-l găsesc fix acum, evident. Cum? Goodreads. Mi-am luat aici câteva cărți lângă mine. O, și pe acolo, aș putea să mă duc să iau. Ok, o să mă duc să iau și din bibliotecă niște cărți. Avem și în bibliotecă sus și în bibliotecă jos. Și acum întrebarea este dacă să mă duc și până jos să văd sau ne rezumăm momentan la ce e aici în jurul meu. O să intru pe Goodreads din asta, că nu știu ce se întâmplă aici. Mi-am luat și Kindle-ul lângă mine, să vedem printre ultimele citite de pe Kindle. Și dacă tot am adus vorba de el. Eu cel mai mult citesc pe Kindle. E cel mai la îndemână și să vă spun sincer, că îmi place ideea de a avea foarte, foarte multe cărți într-un device așa de micuț și de ușor, plus că nu se compară cititul pe telefon, pe un ecran de telefon sau de tabletă normală, cu cititul pe un ecran din ăsta. Chiar nu se compară. Adică ochii mei simt diferența și sunt sigură că cine a încercat și poate compara e de acord cu mine, pentru că ecranul ăsta, în primul rând, nu are lumina aia atât de puternică, nu are lumina albastră, imită cumva
pagina unei cărți, să zic așa. Momentan e descărcat, de arată așa. L-am pus la încărcat, sper să deschidă între timp ca să mă uși la titlurile de cărți. Dar da, asta vreau să zic, că display-ul în sine este mult, mult mai ok cu ochii și mult mai blând. În caz că vă întrebați, eu am modelul Paper White, dar nu știu să vă zic care model. Cred că între timp a apărut și ceva mai nou decât asta, că eu l-am de mulți, mulți ani de zile, eram încă în facultate când îl aveam. Eu l-am luat atunci SH și știu că am dat mai puțin pe el decât este acum nou, dar chiar și așa mi se pare că își merită banii, sincer. De exemplu, anul trecut de Crăciun sau nu mai știu exact, în orice caz, o ocazie din asta specială, i-am luat cadou un paper white noi cu toții, familia și soacrii mele, mamei lui Andrei. Și e fană, adică a cucerit-o din prima și mă bucur tare, tare mult că împărtășim chestia asta. Și știu că o să te uite la acest vlog, așa că o să zic bună mama Teodoroiu. Dar da, mie mi se pare o alegere bună. Și tati este fan, adică dacă știți oameni care citesc mult și care au biblioteci întregi și poate chiar care merg mult, să zicem, oricum tren, cu autobuz, cu transport în comun, să spunem, lucruri de genul ăsta, mi se pare că asta e foarte, foarte de ajutor. Sau care călătoresc mult prin afară, să zicem, pentru că nu cari cărți întregi cu tine, ai doar chestuța asta super, super mică și super ușoară, bateria ține o veșnicie. Eu nu știu cum am ajuns să l-am descărcat, pentru că ține de obicei lejer, lejer 10 zile. Deci... Dar am uitat de ea, pe scurt. Așa, hai că am intrat și în contul de Goodreads, că tot ziceam. Ăștia sunt puțin mortari, o să-i dau jos de la ochi. Mamă, eu încă am rămas currently reading cu o carte. Nu știu când s-a întâmplat asta. O, Doamne, da. E o carte pe care nici n-am terminat-o de citit. Cred că o am aici. Sau am dat-o cadou între timp, că nu... Nu m-am nimerit deloc cu ea, nu o găsesc, dacă ori am dat-o cadou, oriceva. Mă rog, titlul în română nu știu cum era, eu aveam varianta în română, în engleză se numește The Things You Can See Only When You Slow Down, Guidance on the Path to Mindfulness from a Spiritual Leader. Ca idee așa, mi-a sunat foarte bine cartea asta, avea și o copertă foarte drăguță, o să pun aici o poză cu ea, dar mi se pare că... Efectiv, era făcută din clișeu după clișeu după clișeu și stătea multe pagini să discute efectiv o chestie pe care o putea zice într-un paragraf și m-a plictisit enorm de tare. Chiar totuși nu mai am? Nu cred. Da. M-a plictisit enorm de tare cartea aia, n-am putut să termin. Măcar să o trec acum. Ce să o trec? Nu e nici citită, nici not finished. Ah, nu știam că există așa ceva. Interesant. Ok. O să intru, cel mai bine, prin categoriile mele de cărți citite și categoriile de cărți pe care vreau să le citesc. Sunt multe, nu o să am timp să vorbesc despre toate. Mai am aici, asta citesc momentan, de Seth Godin. Am văzut de tipul ăsta de multe ori la Irina, de la Cofentropy, și am tot zis că o să citesc o carte de-a lui și m-am apucat de treaba asta și aș mai vrea să citesc și pe cea cu vacile. Nu vine în minte acum numele complet, dar dacă citiți cărți de genul acesta despre marketing, probabil știți la ce mă refer. Ceva cu o vac. În orice caz, deci o carte despre marketing e practic o carte specializată, nu e beletristică sau altceva, să vă ducă cu gândul într-o lume frumoasă și chestii fantastice. Este o carte cu, cum să zic, este o carte cu studii de caz, analizează anumite chestii de-a lungul vremii din categoria asta de marketing și publicitate, dă și sfaturi pe partea asta în caz că te interesează și vrei și îți dorești să afli mai multe și e destul de ușor de citit. Are și, după cum vedeți, grafice, chestii genul ăsta în care explică mai bine și sunt foarte, foarte scurte. Adică e foarte la obiect om, îmi place mult de tot chestia asta la el și mi-a băgat niște chestii așa în cap, ca să vă spun sincer. Următoarele două cărți pe lista mea de citit sunt acestea pe care le-am primit de la o scaițică foarte drăguță. Eu le aveam oricum pe lista mea de citit și cumva a simțit, a știut, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar când ne-a văzut la cafea mi le-a făcut cadou. Este vorba prima dată de Ikigai, secrete japoneze pentru o viață lungă și fericită. De asta am făcut-o și eu Roxanei cadou, Roxana de la Unghi, pentru că știu că ea e pasionată de cultura japoneză și de atunci de când mi-a zis ea de cartea asta că i-a plăcut și mi-a mulțumit pentru cadou și așa, mi-am notat mental că aș vrea și o să o citesc la un moment dat. Iar cealaltă este Arta Simplității. Deci ambele merg pe zona asta așa tot de
o viață liniștită, echilibru, liniște psihică, chestii de genul ăsta și îmi place să citesc astfel de cărți dacă sunt scrise cum trebuie, nu ca cea anterioară de care povesteam, care era o... What the... Nu, n-am înțeles nimic din ea. Și apropo, tot de asta, tot în categoria asta încadrez și The Little Book of Hygge, care este, bănuiesc că deja toată lumea știe că a fost în anii trecuți un mare, mare hype cu treaba asta, cu Hygge, Hygge în sus, Hygge în jos, dar eu m-am regăsit foarte mult în stilul ăsta danez de a trăi viața, să spun așa, mai liniștit, mai low-key, mai mult acasă cu prietenii decât neapărat ieșire în oraș sau ieșirile în oraș se implice mai mult ieșiri la cafenele din astea cozy, cu atmosferă faină, primitoare, liniștite. Pentru mine a fost ce trebuia și nu pot să zic că e o carte pe care să o citești, e o carte pe care să o privești mai mult. Nu e foarte mult text în ea, după cum probabil se și vede, să încerc să vă arăt. Dar este o încântare vizuală cartea asta, absolut o încântare vizuală. Și cu ocazia asta aflu mai multe și despre cultura daneză, dacă vi se pare interesant subiectul și probabil că se leagă foarte mult și de cultura nordică, pentru că sunt destul de asemănători și mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, v-am zis, m-am regăsit foarte mult în stilul ăsta și, nu știu, e foarte drăguță și de a avut așa ca o carte de pus pe măsuța de cafea pentru când vine cineva în vizită și vrea să răsfoiască. Uite, și ăsta cred că ar fi un subiect bun, cu cărți pentru măsuța de cafea. Am câteva pe listă, nu le am fizice, dar vreau să-mi cumpăr la un moment dat. Mi se pare destul de scumpe astea, dar mă rog. În schimb, vreau să trec acum în zona mea favorită de cărți. Eu, în mod general, să zic așa, tind către cărți SF și fantasy. Astea sunt genurile care mă prind pe mine cel mai mult. Mai citesc uneori cărți romantice, cărți polițiste... Adică mi-a plăcut foarte mult Sherlock, mi-a plăcut Poirot, dar cel mai mult îmi plac cărțile fantasy și SF, de departe. Și tot timpul când văd câte o chestie de genul ăsta, îmi sclipesc ochii și trebuie să o cumpăr. Pe asta am cumpărat-o, e partea a doua din primul volum. Primul volum l-am cumpărat când eram în Noua Zeelandă, când să plecăm, de fapt, cred. L-am cumpărat din aeroport ca să citim pe drumul de 30 de ore pe care l-am avut de făcut înapoi spre casă. Și mi-a plăcut foarte, foarte tare primul volum, așa că am luat și volumul 2. Din păcate, din volumul 2 am citit foarte puțin, cam atâta. Vedeți că e și semnul pus, pentru că nu-mi place cum e tradusă. Am zis să iau volumul 2 în limba română, unul la mână pentru că se găsește mai greu la noi cea în engleză și doi la mână, eram și curioasă cum se transpune toată povestea în limba noastră. Deși eu ca om, în general, susțin dacă poți, dacă știi, să citești cartea respectivă în limba în care a fost ea scrisă. Și eu, cum știu engleză destul de bine, prefer întotdeauna, dacă găsesc o carte care a fost scrisă original în limba engleză, să o citesc în limba engleză, pentru că se pierde, oricât de bun traducător ai fi, uneori se mai pierde anumite nuanțe sau nu știi exact ce a vrut autorul să spună acolo și pur și simplu prefer să o citesc, dacă pot, în engleză. Și așadar a fost o alegere destul de atipică mie să o iau în limba română, dar v-am zis, eram curioasă. În schimb, nu pot să zic că mi se pare ok traducerea asta. Nu știu să zic ce nu-mi place la ea, dar e ceva ce nu-mi place la ea. Nu-mi place în general că la noi se traduc foarte mult și termenii și denumirile și mai ales pentru cărțile astea fantasy, care de multe ori creează lumi întregi cu rase întregi de oameni, cu, nu știu cum să zic, nu pot să zic slujbe, dar mă rog. Hai să zicem slujbe, nu e chiar termenul corect aici, dar în orice caz, ideea e că sunt de multe ori termeni creați de la zero de autorul respectiv care a scris cartea. Nume de limbi, nume de rase, nume de îndeleniciri, ăsta era cuvântul mai potrivit așa pe zona de fantasy, nume de localități și de multe ori înțeleg dorința celui care traduce de a adapta cumva la limba noastră, dar de multe ori mi se pare că asta fură din farmec. Și mai ales pentru mine, care am citit primul volum în engleză, să citesc pe al doilea în română, nu mai știam la ce se referă fiecare termen. A trebuit să iau de la capăt cu toți termenii și nu mai înțelegeam nimic. Și m-a dat peste cap. Așa că o să mi-o caut pentru Kindle, să o bag în Kindle, pentru că după cum vedeți e destul de mare. Și o să revin cu ea, dar în engleză. În schimb, ca idee, mi se pare o lume faină ce a creat tipul ăsta, Peter Brett. În engleză se numea... Let me check, stați un picuț. The Painted Man. Așa se numește prima carte pe care am luat-o noi, dar cred că Omul Pictat este tradus, ok, dar nu mai știu...
trilogia, cred că trilogie. Da, Demon Cycle, nu e trilogie, e chiar mai mult de atât, are 5 cărți toată seria asta. Și mie mi-a plăcut foarte tare primul. Chiar mi-a plăcut. Este o lume în care oamenii conviețuiesc cumva cu demonii, bine, mult spus conviețuiesc, pentru că demonii ies la iveală noaptea, iar în momentul în care începe să lase seara, toți oamenii trebuie să intre în casele lor și trebuie să fie undeva în protecția anumitor sigilii pe care le folosesc ei. Sunt niște simboluri pe care și le desenau peste tot, de la case, garduri, pe jos, la ferestre, iar acele sigilii țineau la depărtare demonii care, după cum spuneam, ieșeau noaptea și care erau foarte, foarte agresive, adică dacă ar fi prins un om în afara acelor simboluri, l-ar fi făcuit. Și practic, toată povestea se învârte în jurul unui personaj principal, evident, care descoperă că are niște talente, să zicem, altfel decât alți oameni și că se poate lupta mult mai bine, poate lupta mult mai bine împotriva demonilor decât o făcuseră până atunci și încearcă el cumva, e călătoria asta lui de, și de maturizare pe de-o parte și de a-și îmbunătăți skillurile. Ce faină de citit. Pe lângă asta mai sunt și câteva linii romantice cu posibile iubiri și așa mai departe. Și în paralel se mai desfășoară și o altă poveste, care la un moment dat se intersectează și cu povestea personajului principal. E interesantă. Dacă vă place stilul ăsta, vă va prinde cu siguranță, fără doar și poate. Acum hai să intrăm în Goodreads. Ah, ia uite, am aici la cărțile citite, Hygge, Sherlock Holmes, American Gods, dacă ați văzut serialul, cărțile lui Neil Gaiman mi se par foarte faine. Așa, apropo de Neil Gaiman, v-am vorbit în ultimul video cu favorite, dacă țin eu bine minte, de o carte scrisă de el, o altă carte. Eu am citit de el așa, am citit American Gods, care e genială și serialul la fel, am citit Nancy Boys. Și acum ultima oară am citit The Ocean at the End of the Lane. Nu știu de ce nu țin minte numele ăsta, nu e atât de greu, dar... Și o carte despre un tip care se întoarce în orașul lui natal, iar acolo odată a ajuns să încep să năpădească niște amintiri din copilărie pe care le uitase complet, deci complet, nu le mai avea în memorie, și începe să-și amintească tot felul de chestii supranaturale care îi se întâmplaseră. Și nu înțelegea dacă ce-și amintea el era real și chiar se întâmplase lucrul ăla sau pur și simplu mintea lui juca feste și după aia... E foarte fain povestit, eu am, pe asta n-am citit-o, citit-o, am luat-o în Audible, mi-a recomandat-o o prietenă, pentru că este chiar narată de el, de autor, de Neil Gaiman, și foarte fain a povestit-o. M-a întrerupt camera, îmi pare rău, nu știu unde m-a întrerupt, dar reiau toată ideea. Mi-a plăcut la nebunie cartea narată de el, dar nu cred că Audible merită banii de abonament. Mi se pare overpriced, momentan cel puțin. Dar every once in a while, când e vorba de o carte din asta, adică aș fi dispus să dau 45 de lei ca să am parte, te rog, focalizează, să am parte de o carte narată de autorul care a scris-o, pentru că mi se pare interesant să vezi cum își povestește el propriile idei. Așa, acestea fiind spuse, trecem și de Neil Gaiman. Ah, mi-a mai plăcut foarte mult, aici a fost și povestea amuzantă, cartea lui Bukowski, Femei. M-am apucat să o citesc, nu mai știu, acum mulți ani de zile și citind eu, eram, dar, păi, seamănă foarte tare cu serialul Californication și mai citeam un pic și, ia uite, dar faza asta parcă a fost în Californication și mai citeam un pic și tot nu înțelegeam de ce se aseamănă atât de mult, după care m-am gândit să caut pe Google, ca să văd că serialul Californication a fost inspirat de cartea Femeia lui Bukowski, dar până atunci nu m-aș fi gândit să caut. E faină, dar n-aș recomanda-o oricui. Este o carte așa mai... cum să-i spun eu? E mai realistă, adică nu e deloc din zona de fantasy, SF, whatever. Dar este o carte care are un limbaj destul de murdar, vorbește foarte mult despre sex și despre chestii de genul ăsta și atunci știu că nu toată lumea își dorește să citească despre așa ceva. Mie mi-a plăcut, are un stil amuzant de a scrie, amuzant-o tragicomic, așa să spunem, dar e interesant oricum de citit autorul și aș vrea să mai citesc chestii de el. Până acum, nu știu, nu mi-am mai găsit timp să mă ocup de asta, dar mi-ar plăcea să mai citesc chestii scrise de Bukowski. Ce mai avem? The Man in the High Castle. Și după asta s-a făcut serial. Cumva e trendul ăsta acum în ultima vreme să se facă foarte multe seriale după cărți SF, am observat, și fantasy, ceea ce nu-mi displace deloc, pentru că foarte multe din cărțile pe care le-am citit eu acum sunt făcute seriale și sunt, yes, ce drăguț. Și asta, The Man in the High Castle. Cartea asta
mi s-a părut inedită ca premisă. Ea pornește de la ideea cum ar fi fost dacă al doilea război mondial nu era câștigat de americani și, mă rog, celelalte forțe, Anglia, Franța și așa mai departe, cum ar fi fost dacă era câștigat de Germania și de Japonia. Și dezvolt așa mai mult toată treaba asta. Am intrat un pic pe pagină, nu mai știam exact perioada în care se desfășura acțiunea și văd că e 1962, deci trecuse deja ceva timp de la război. Practic societatea avusese timp să se refacă, să se așeze lucrurile, să spunem. Și vezi cum ar fi fost totul dacă Japonia și Germania ar fi fost marile puteri. America acum este ocupată de Germania nazistă. E foarte interesant așa de văzut oamenii care nu sunt de acord neapărat cu sistemul care îi controlează acum, dar e o carte faină și dacă tot am intrat în zona asta de sistem, guvern și chestii care încearcă să te controleze, una din cărțile mele preferate ever este 1984 de George Orwell, 1984. Am citit-o în facultate, de altfel am citit foarte, foarte multe cărți bune. Eu, în timpul liceului, evitam foarte mult să citesc ce era pe lista de citit de la școală. Nu-mi plăcea ideea asta de a mă pune cineva să citesc aia, aia și aia. Și mai ales când aveam de citit Ion și Moromeții, eu n-am putut. Cărțile astea vechi românești pentru mine sunt extrem, extrem de plictisitoare pentru că aveam niște descrieri de alea foarte lungi și de Moromeții nu mai zic. În volumul 2, când începuseră cu calul ăla maltratat și chinuit și așa, am dat direct în lacrimi și am zis gata, eu închid cartea, citesc doar rezumatul pe internet și aici s-a terminat. Am dus-o direct pe lângă subiect momentan, dar cum spuneam, în facultate, în timpul facultății, am citit foarte multe cărți. Din nou, cărți cerute, adică era un programă, dar băi, cărțile alea au altfel, nu știu, adică se potriveau mai mult cu gusturile mele, acum nu zic că eu și Moromeții sunt cărți proaste, evident, zic că nu mi se potrivesc mie. Și mă pun mai bine. 1984 este una dintre cărțile acelea pe care le-am citit în facultate. În anul 1, dacă nu mă înșel, sau 2. Și mi-a plăcut super, super tare. Este o carte practic despre un sistem totalitar care își controla super, super îndeaproape populația și inclusiv gândurile pe care le avea erau controlate. Practic nu puteai să faci, să zici nimic, era foarte greu să fii în rezistență, să spunem, și cu toate astea exista o rezistență. Și foarte interesant de văzut cum se organizau ei, cum ajungeai să poți să ai încredere în cineva de lângă tine fără să te gândești, băi, dacă ăsta e spion al guvernului și mă dă în gât și gata, ajung la închisoare și așa. Și, mă rog, n-aș vrea să dau spoilere, dar la un moment dat se întâmplă și chestii de genul. E o carte faină și știu că mereu când se întâmplă ceva în vreo țară, când e vorba de niște proteste, când e vorba de corupție, când e vorba de tentativa vreunui guvern de a controla mai mult populația, de a băga niște măsuri care să controleze populația mai mult, întotdeauna se aduce vorba de cartea asta, pentru că este o carte care și din punctul meu de vedere face parte din cultura generală și cred că oricine ar trebui să o citească. Nu se citește greu, în schimb e foarte interesant așa de văzut perspectiva asta, cum e să trăiești. Evident, e ficțiune, adică nu are nicio bază în fapte reale, dar multe chestii se pot extrapola și la ce se întâmplă la noi sau în alte țări. Așa că e interesantă de citit și de văzut tot și rostul al gândirii. Fear and Loathing in Las Vegas, da. Iarăși, asta nu e carte de fantasy sau SF. Se pare că mai citești și alte cărți. Da, nu știu cum e tradusă asta în limba română. Am citit-o tot în engleză pentru că e scrisă de un jurnalist american, Hunter Thompson. Hunter Thompson. Și este cu călătoria lui, nu mai știu exact din ce oraș pleca, se cea către Las Vegas. Și în drum către Las Vegas și, mă rog, și acolo câteva zile toată experiența asta. Și omul efectiv plecase cu un portbagaj de droguri. De toate felurile. Și toată cartea e despre experiența lui cu drogurile astea. Ea, din toate, și descrie atât de fain totul și... Bine, nu, fain nu cred că e cuvântul potrivit. Descrie foarte interesant și foarte în detaliu experiența cu fiecare drog, astfel încât simți și tu că treci prin momentele respective și simți și tu că la un moment dat parcă ți se suie la cap așa toată chestia asta. Te prinde cartea, te prinde foarte mult, pentru că știe să descrie omul și știe să
să o facă foarte natural, să nu fie nimic așa artificial. Știu că e un film și cu Johnny Depp după cartea asta, am tot zis că vreau să-l văd, dar n-am apucat. În schimb, sunt un pic reticentă chiar dacă îmi place de mult Johnny Depp. Mi-e frică doar de faptul că nu o să fie cum vreau eu filmul și că o să-mi strice un pic cartea și toată experiența și de asta parcă nu sunt tentată neapărat să-l văd cât mai curând. Dar cartea mi-a plăcut foarte, foarte tare și dacă vă pasionează cumva treaba asta așa cu droguri, cu chestii, să vedeți cum e din perspectiva cuiva, vă recomand foarte mult. Și tot o chestie de genul cu droguri și cu perspectivă personală, am citit la un moment dat un post pe Reddit. Nu știu dacă îl mai găsesc, o să vă las un link în descriere dacă vă tentează. E un post destul de lung, cred că era pe No Sleep, sper să nu zic prostii, și tot așa te bagă într-o stare de zice efectiv că ai luat tu drogul ăla când, în timp ce citești textul. E incredibil. Unii oameni au talentul ăsta de a te rupe cu totul din realitatea în care trăiești și te arunca acolo în lumea aia. Așa m-am simțit cu Harry Potter când eram mică și am citit seria. Deci fix așa. Bun, trecem mai departe. Ce mai avem aici? Abația de Dan Doboș. Cred că v-am mai povestit. Asta e o serie SF scrisă de un român. Și e foarte interesantă pentru că amestecă știința cu religia și se creează acolo o treabă, nu știu cum să o descriu. Acțiunea se petrece într-un timp în care clonarea exista și puteau să cloneze oameni care trăiseră înainte pe pământ, doar că în momentul în care clonau, nu clonau doar oamenii fizic, îi clonau cu tot cu anumite gânduri pe care ei le-au avut. Nu tot, dar anumite gânduri, anumite amintiri. Nu știu cum să zic mai multe fără să fac și spoilere. Se întâmplă foarte multe în cartea asta. Sunt și câteva firișoare așa laterale, să spunem, cu cupluri și cu chestii de dragoste, dar în mare parte firul principal e despre asta, despre clonele astea cu gândurile lor și existau mai multe clone din aceeași persoană care trăiau simultan, doar că fiecare pe altă planetă și la un moment dat se revoltă ele pentru că erau folosite ca sclavi de ăia mai mari, să spunem. E foarte interesantă de citit din nou dacă vă plac chestiile astea mai SF. Tot similar pe partea asta așa de religie, știință, într-o lume SF, este și fundația, seria fundația lui Asimov. Asimov, de fapt, se zice corect, cred că e rus. Da. Altă carte, de fapt mai multe cărți a scris omul ăsta și mi-au plăcut de ale lui. Prima carte pe care am citit-o a lui Chuck Palahniuk a fost Fight Club, care din nou are film și filmul mi se pare... E unul dintre puținele cazuri când filmul mi s-a părut că a fost puțin mai bun decât cartea. Puținele cazuri. Dar are finalul diferit filmul. Nu știu de ce au făcut finalul diferit față de carte. Oricum și cartea mi-a plăcut foarte, foarte tare. Și altă carte scrisă de el este Invisible Monsters, care e vorba de relația dintre niște oameni atipici. Niște oameni care nu se integrau neapărat în societate. Aveau... să zicem, ori fizic, ori psihic, aveau niște chestii acolo care nu prea îi lăsau să se integreze și își creaseră așa o fel de familie a lor, dar se lasă cu foarte multă dramă, tragedie, violențe, pentru că așa e Chuck, adică nu cred că omul ăsta poate să scrie o carte așa flower power, super relaxată, fericită, știi, gen Little Book of Hygge, nu, e Chuck Palahniuk, Chuck fucking Palahniuk, acolo se întâmplă numai chestii gen Fight Club, așa că dacă vă plac lucrurile de genul ăsta... dure, foarte dure. Asta nu e o carte ușor de digerat, dar este ușor de citit, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și iarăși o carte care mie mi-a plăcut foarte tare și pe care personal aș recomanda-o cuiva care e fan unui, nu știu ce gen să zică e. Ia stați un pic să vedem ce zice Goodreads, că e ca gen. Ficțiune, thriller, mystery. Mystery n-aș spune neapărat, dar da, e un thriller să spunem. Mă uitam aici pe la ultimele cărți citite. Văd că am Abația, am terminat și iRobot, tot de Asimov. E o colecție de short stories. Dar short stories îmbrăcate într-un cadru care să le unească. Practic, e cineva care se duce să ia interviu cuiva și persoana respectivă începe și își amintește din toate întâmplările din viața ei. Și începe și le povestește și fiecare short story e sub forma asta. Și toate povestirile astea au la bază un paradox între cele trei legi ale roboticii. Dacă ați auzit probabil de ele, dacă v-ați mai izbit de chestia asta, sunt cele trei legi
scrise de Asimov în cărțile lui. El a scris foarte, foarte mult pe partea asta de SF și de robotică, a fost pasionat și cele trei lei sunt odată, un robot nu are voie să rănească sau să lase să fie rănit un om. Doi, un robot întotdeauna trebuie să supună ordinelor date de alți oameni. Și trei, întotdeauna robotul trebuie să aibă grijă ca nici el să nu fie rănit și să nu fie stricat, să spunem. Să-și protejeze propria existență. Ideea e următoarea, că fix asta e ordinea. Adică cea mai importantă este întotdeauna trebuie să protejezi oamenii și să nu le faci rău, după care trebuie să ascunzi de ce zice omul, după care trebuie să ai grijă de tine. Cam asta e, astea sunt cele trei legi pe care se bazează toate povestirile lui Asimov. Și fiecare are la bază un conflict din asta, între două dintre ele sau între toate trei sau o chestie de genul. O situație care pune robotul în dificultate și nu mai știe, îl blochează sau îi cauzează un comportament complet atipic pentru că nu știe exact de care să asculte, cum să facă. Sunt prea multe detalii acolo ca să fie luate în considerare. E foarte interesant de citit pentru că povestirea în sine e cu problema, deci apare comportamentul robotului, apare inginerii care nu înțeleg de ce robotul face așa, după care încep să reia toți pașii din urmă, să vadă ce s-a stricat, unde s-a stricat, de ce, cum pot repara și dacă pot repara. E foarte interesant așa de citit. Și din nou, omul are un stil așa destul de ușurel, adică nu se pierde în descrieri, nu folosește cuvinte pompoase, explică destul de clar și pentru cineva care nu știe neapărat, n-are termen de mecanică, fizică și alte nebunii, adică e ușor să înțelegi ce explică el acolo și e interesant ca gândire, așa să vezi, și întrerup de ce. E interesant ca gândire și ca exercițiu de viitor, așa să vezi cum ar putea fi. Asta îmi place foarte mult la SF. E SF, e science fiction, dar nu știi cât va fi fiction din toată treaba asta și e interesant că te trimite așa cu gândul departe și poți să-l visezi apoi cât vrei tu. Cred că am vorbit destul de cărți momentan, încerc să nu vă țin prea mult. Mergem, ne punem la drum, dar poate mai reluăm subiectul ăsta și altă dată. Nu știu câtă lume e pasionată, adică știu că în general nu sunt neapărat cele mai căutate cărțile astea sau sunt căutate printre liceeni. Eu încă sunt cu sufletul meu la liceu, de asta îmi plac foarte mult chestiile de fantasy, dar mai putem vorbi și altă dată despre asta dacă vă tentează. Mi-am pus aici tenculețul meu de cărți cu Kindle-ul în vârf și am pornit, așa că ne vedem mai încolo. Ce facem? Bomboane! Vlogul Ler cu vlog-ul bomboane! Am speriat canapeaua? Am speriat canapeaua, da? A zis eu! De ce mă sperii? Bă, n-a speriat-o! Nu! Păi dați-vă jos, hai! Am oprit în drum în Târgoviște să luăm tortul și e cofetăria asta. O să îi facem review și la gust, să vedem cum este tortul, dar uitați-vă cum este de frumos făcut. Ce scrie? Sunt aici și îmi place. Ah! Doamne, e superb! Aici este casa lui Moș Crăciun, jur. Au făcut oamenii un efort incredibil. Cum să fie așa frumos? Au cozonac, o să vreau și eu un cozonac. Cred că la întoarcere zic lui Andrei să oprim, ca să nu luăm de acum. Doamne, ce frumos! Uite și globulețele astea, cred că-s la vânzare. Au niște globulețe. A, ce frumos e setul! Și uite și tortul ăsta cu îngeraș. Ai casă de fiecare, e casă de tort dulce. Băi, foarte frumos! Am ajuns la cazare. E puțin întuneric. La cabana Căprioara. Băi, eu nu văd. Stați așa ca să nu pic. Și cineva a abandonat doi cățeluși aici. Micuți. Uitați-o, vi-i arăt. Uitați. Ce fac copiii mici? Cine v-a lăsat pe voi aici? Oameni răi, fără suflet. Oameni răi, fără suflet, v-aș lua acasă dacă aș putea. Doamne, hai că vin după ce facem grătarul, vin cu mâncărică la voi. Băgați-vă aici, dorm aici, în găurica asta, și-au făcut culcuș. Da, nu vreau să vă sperii. Nu vreau să vă sperii. Of, Doamne, n-am nicio păturică să vă dau.
Community Day. Am venit în bucătărie la femei. Ai venit la femei? La femei în bucătărie. La Paul. La noi bani. Poți să fur un cartof? Nu, cartof vreau. Ăia sunt cam frigo, ăștia sunt mai rece un pic. Dar unul prăjit, așa. Dar de tine să iei pe aia care sunt reci și aia. Ăștia frigo ăștia. N-am vrut. Sunt perfect. Groaznic. Mulțumesc. Oh. Sunt cei mai buni ăștia, am mâncat și un fir de păr. Gașca de căței. 1, 2, 3, mai gras 3. Și ăștia mici. 1 și încă unul mic. Piticuț! Piticuț frumos, zici că ești Sisco când era mic. Se vin cu Sisco. Oh, nu, nu te speria. Oh, ce speriat. O, Doamne, sunt toți aici. Da. Suntem înconjurați de căței. Doamne, dar ăștia mici sunt incredibili. Doar că le e frică. Pentru că aseară am adormit, am decis să fac încheierea acestui vlog acum, în timp ce editez vlogul, ca să nu vă las așa brusc doar cu căței. M-am gândit sincer, ca dacă tot am adus subiectul de căței, m-am gândit destul de mult ce să fac dacă să iau cu noi la București, să încercăm să le găsim o casă aici, dar i-ați văzut și pe ceilalți mai mari, aceia erau foarte, foarte bine îngrijiți, grăsani, de mult timp acolo, așa că mă gândesc că o să aibă o soartă destul de ok. Mai încolo seara n-am avut camera cu unde să filmez, de-aia am găsit unul dintre ei, l-am găsit dormind efectiv pe unul dintre aia mari și grași, se pusese pe el, ca pe saltea. Deci cred că o să fie bine până la urmă. Oamenii care au abandonat n-ar trebui numiți oameni, dar măcar au nimerit undeva unde au o șansă. Dar, da, eu și căței nu pot, nu mă pot ați. Căței, pisici, animăluți, toate animalele. Aceasta este încheierea de vlog la o zi întârziere. Eu și somnul. Nu știu, avem o relație foarte ciudată. Să vedem și în seara asta cum adorm. Dar gata, v-am lăsat. Pupii!